Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre Smurd, despre ISU Dobrogea. De 6 ani de zile, de mai bine de 6 ani de zile, Smurd este o prezență aproape zilnică în viața noastră. De fapt, sperăm să nu fie o prezență zilnică chiar în viața noastră, dar îi vedem pe străzi, îi vedem acționând aproape în fiecare zi. Discutăm despre ce înseamnă Smurd, ce înseamnă ISU cu... Dar din dreapta mea, doamna Hagi Daian, purtător de cuvânt ISU Dobrogea, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Și cu domnul Dan Bălan, coordonator echipaj Smurd, bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Știu că sunteți foarte ocupat, mulțumim că sunteți alături de noi. Am îndurăra. Bun, începem cu... Nici nu știu cu ce să începem, pentru că e un subiect destul de amplu. Și vă întrebam așa, înainte de emisiune, de ce faceți emisiunea asta? Cred că e un fel de... De ce faceți meseria aceasta? Cred că e un fel de concluzie a emisiunii. Este o meserie grea, este o meserie ușoară? Este o meserie pe care cineva trebuie să o facă. Și după atâția ani de experiență și cu tehnica de la ora actuală, nu mai este o meserie grea. Este ceva normal de acum pentru noi, pentru cei care... suntem la Smurd. Și pentru cei care îi reprezint eu, colegii mei de la descarcerare. Bun. Acum 6 ani de zile, când s-a înființat serviciul, despre ce tehnică vorbeam și despre ce vorbim acum? Deci, primul modul de descarcerare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea Constanța s-a înființat în anul 1995. Cu tehnică primită de la colegii pompieri englezi, tehnică care a fost adaptată prima dată la o mașină de intervenție românească, un ASP FGI. După aceea am primit și o auto specială, de fapt au fost trei, dar una am primit-o și am modificat-o și am făcut-o ca să intervenim la descarcerări. Un Denis, o auto specială mai micuță, rapidă, hidramată, dar era un mic inconvenient, dar volanul, care pentru noi nu a fost. Da, era, avea volanul pe dreapta, dar niciodată nu ne-a creat... Nu ne-au creat probleme niciodată chestia asta, că are volan pe dreapta. Bine, noi mai suntem ajutați și de către girofaruri, de către sirene și avem... Dar dacă tot suntem aici, șoferii din trafic, constanțenii, respectă faptul că vine o auto specială în spate și, mă rog, vă fac loc să dau la o parte sau nu? Cu părere de rău, o spun, nu prea se respectă. Nu prea se respectă. Acest lucru este știut și de către colegii de la poliție. Dar asta este... E greu. Deci ne confruntăm cu asemenea cazuri, pentru că noi trebuie să ajungem, deci pentru cei care sunt aflați în suferință acolo la locul accidentului, cei care sunt încarcerați, uneori contează și secundele. Și se pierd secunde și chiar minute în trafic din cauza celor care nu înțeleg și nu se dau la o parte. Bine, ei motivează că nu ne-au observat, că nu ne-au auzit, dar este imposibil. Deci mașina noastră... E greu să nu observi o mașină smurdere. Dacă nu ești atent la volan și ai muzica dată la maxim și vorbești la telefon, nu este greu. Este foarte ușor să nu observi. Bine, nu numai pe noi, și ambulanțele, și mașina de poliție. Doar ați văzut că s-au întâmplat destule accidente din cauza unor șoferi grăbiți care n-au dat prioritate la ambulanțe, și s-au produs accidente uneori chiar cu colegi care, deci au colegii noștri au avut de suferit, da, au probleme medicale. Fiecare motivează că nu au observat sau că nu mergem. Deci în momentul când noi ne deplasăm la intervenție, este clar că mergem cu sirenele și cu girofarurile aprinse. Și deci nu au cum să spună că la noi nu funcționează sau că nu au mers. Nu. E imposibil. Dar am înțeles. Cred că poliția trebuie să acordă o mai mare atenție și să aibă... Acordă. Deci am discutat asta. Da, am discutat-o și cu domnul Dancu și cu... Deci s-au mai făcut... acțiuni niște comune, acțiuni, da? Da, dar degeaba se fac. Deci dacă, nu știu ce să spun, poate sunt răutăcios, dar dacă nu o să crească amenziile pentru chestia asta și nu se pune o amprentă mai mare pe așa, deci nu, lumea nu se învață minte și... Asta este. Deci trebuie să ajungem la cel care într-adevăr deci are nevoie de noi. Deci noi suntem chemați unde este mai greu și mai urât.
Deci noi acolo suntem chemați. Noi nu, chiar ne ducem să ne plimbăm. Și v-am spus, deci contează uneori chiar și secundele și minutele. Gândiți-vă că este cineva încarcerat și mașina este pe cale să ia foc și nu poate fi scos. S-au întâmplat, au fost atâtea cazuri. Bine, la noi au fost mai puține, dar au fost în țară. Contează 10 secunde dacă ai ajuns acolo până să cuprindă flăcările mașina și ai reușit să scoți persoana. Deci e, diferența între viață și moarte. Asta este, da. Deci acele secunde. Bun. În prezent, echiparea de care dispuneți, care este? În prezent avem două autospeciale de descarcerare. Avem o descarcerare de unumim. Descarcerarea mică este acel Mercedes Vito, care am primit-o în anul 2000. Așa, cu o aparatură de descarcerare, o aparatură foarte bună, era performantă la vremea aceea, o aparatură Holmatro. Și prin programul Consiliului Județean a mai fost adusă, așa cred că prin acest program, poate greșesc, dar a mai fost adusă o autospecială de descarcerare, o descarcerare medie, este la fel, este nouă, este 4x4, este o mașină înaltă. Și aparatura de pe ea este un pic mai complexă decât cealaltă și un pic mai mare, deci ne putem descurca mult mai bine la accidente între autovehicole mari sau atunci când se produc coliziuni de cale ferată. Și mai avem în plus pe celelalte autospeciale de intervenție cu apă și spumă, la fel și acestea vin acum dotate cu un minim de aparatură de descarcerare, astfel încât acum județul nostru este acoperit, deci cam toate subunitățile, Hârșova, Megidia, Cernavodă, Mangalia, deci toate aceste subunități au câte o autospecială cu echipament de descarcerare pe ele. Și de cele mai multe ori, de foarte multe ori, acestea se merg la intervențiile de descarcerare și fac exact ceea ce facem și noi. Înțeleg că timpul de răspuns ar trebui să fie mai mic dacă aveți toate aceste subunități. Este acum la ora actuală. Care este foarte... Păi, vă dați seama, deci noi de la Constanța, la Hârșova, făceam cam, să zic, în jur de 40 de minute maxim, cam 40, adică în zona aceea. Ei acum ajung în 5-10 minute maxim, deci timpul de reacție este mult mai mare. Mult mai mic. Diferențele dintre Denisul pe care îl folosesc, Denisul englezesc cu volanul pe dreapta și mașinile acestea noi, cam care sunt? Așa, există o comparație între ele sau e... Așa, ca de la cer la pământ. Vedeți, noi, adică privesc cu nostalgie în trecut, noi atunci, pe timpul ăla, Denisul ni s-a părut o mașină extraordinară. Este și acum. Deci încă mai avem o mașină, sau două, dacă nu mă înșel, care încă sunt funcționale. Bine, diferența este de la cer la pământ. Vă dați seama, când spui autospecială, Mercedes, bine, nu vreau să fac reclamă la firmă, dar sunt mașini bune și tehnica, sculele din dotare, astea sunt la ora actuală, deci sunt din ce în ce mai performante. Comparativ cu, poate nu știți, dar vă întreb așa, încerc mărea cu degetul, comparativ cu colegii dumneavoastră din alte țări, dotarea pe care o avem la sau din alte orașe, dotarea pe care o avem în Constanța, este comparabilă, rivalizează, au ceva mai bun, mai prost? Nu, la noi în țară nu. Deci la noi în țară nu. Și înclin să cred că nici în afară, pentru că aceste dotări sunt niște dotări standard la nivel european. Deci nu cred ceilalți colegi pompieri din Anglia sau de bine, vorbesc de comunitatea europeană, că acum nu știu colegii bulgari, dar bănuiesc că și ei au început să aibă mașini mai bune. A făcut odată întâmplarea acum câțiva ani să văd un accident la colegii bulgari și săraci și ei înainte, adică era greu și pentru ei. Dar acum la aceste programe de colaborare între cele două țări, între România și Bulgaria, sunt mi se pare aceleși. Că da, da. Deci am eu înțeles. Cred să nu mai existe diferențe. Cred să nu. Se pune mare accent pe salvarea vieții peste tot și vă dați seama, comunitatea cere acest lucru și suntem dotați.
O să vă întreb după pauză care sunt unele dintre cazurile mai importante la care ați participat și o să întrebăm și pe doamna Daian care sunt apelurile care vin la 1-2, din ce categorie fac parte, după o scurtă pauză. Am revenit în platou, discutăm despre Isus și despre smurt, oamenii care ne salvează viețile. Bun, apelurile la 112 sunt redirecționate și către dumneavoastră. De ce sună lumea la 112 și care sunt cazurile de care vă ocupați la ISU? Bineînțeles că cele mai multe cazuri pe 112 le gestionăm privind incendiile. Sunt foarte multe incendii pe care noi, ISU Dobrogea, le gestionează și în primul rând gestionăm și acordarea asistenței medicale de urgență, după cum spunea și colegul meu, smurd. De ce de incendii? De lumea foc sau ce se întâmplă? Nu, ideea este că cetățenii sunt mai puțin vigilenți în ceea ce privește lucrurile pe care le fac în gospodărie. Spre exemplu, sunt foarte multe incendii în această perioadă de vegetație uscată. Foarte multă lume, atât în mediul urban cât și în mediul rural, își fac curățenie în gospodării. Adună frânzele, strâng via. Și le dau foc în mod intenționat, cred. În unele cazuri. În unele cazuri, chiar în mod intenționat, și lasă focul nesupravegheat. Acel foc făcându-se în locuri mai puțin ferite, spre exemplu aproape de gospodărie sau anexele gospodărești. De aceea pompierii trebuie să fie în alertă și să intervină prompt. Sau există foarte multe intervenții în care pompierii intervin pentru lichidarea unui incendiu în urma unui scurt circuit electric. Este foarte important ca cetățenii să-și verifice instalația electrică, iar instalația electrică să fie verificată de persoane fizice sau juridice atestate, nu de către noi. Fiecare, știți cum este, fiecare cu meseria lui. Exact. Un rol important este să ne supraveghem copiii. Jocul copiilor cu focul aduce de la sine foarte multe evenimente nedorite. Nu sunteți medic, dar vă întreb dacă fumatul este o problemă, care dacă fumatul dăunează, deci, da, vă întreb calitatea de purtător de cuvânt, s-au fost cazuri în care s-au iscat incendii de la oameni care și-au uitat țigările aprinse? Statistica incendiilor arată că fumatul este una dintre cauzele principale izbucnirii unui incendiu în acest an, în anul 2014. Să zic pe locul 3 sau 4. Primul este instalația electrică, cam aproximativ 32% din incendii se datorează... Deci o treime din cauza instalațiilor electrice? Exact. Și fumatul stă bine în top, spuneți. Da, pe locul 3 sau pe locul 4, 14% aș putea spune. Aveți o memorie foarte bună, dar nu v-ați pregătit cu cifre pentru că nu v-am spus, da? Am citit o statistică și... Și oricum cu fumatul ați văzut că scrie și pe pachetul de țigări. Dăunează grav sănătății. Normal, dacă ai luat foc, e clar că baia arsură e cu sănătatea și la pământ. Dacă... Dar, mă rog, și bugetul. Adică e o problemă destul de mare. Bine că m-am lăsat. Cred că se fac 10 ani de zile. Bun. Cazuri mai importante, domnule Bălan, la care ați, nu știu, anul acesta, rețineți ceva? Toate sunt importante la noi. Nu există caz. Toate sunt importante. Da, cred că am pus o întrebare proastă, să-i dăm dreptate. Mai primesc asemenea, adică nu asemenea întrebări, pardon, scuze. Nu, aveți dreptate și vă recunosc. Unii dintre colegii dumneavoastră la intervenții, nu știu, poate vor ei ceva ineditul, vor ceva așa. Și mă întreabă de foarte multe ori, a fost grea intervenția. Toate sunt grele, nu? Nu e chestia că toate sunt grele, dar după 20 de ani de așa ceva, deci numai de descarcerea de asta, la noi acum cu aparatura care o avem, nu mai există intervenții grele. Adică o intervenție grea apare atunci când sunt autovehicole mari sau impactul dintre un autovehicol mic și un autovehicol mare. E greu atunci când ajungi la fața locului și cei din mașini, deci victimele, sunt decedate. Atunci este greu. Sau când accidentații, când victimele sunt copii. Atunci este înfiorător. Deci chestia asta am spus-o de fiecare dată.
este foarte greu să ajungi și să vezi copiii acolo prinși, răniți sau chiar decedați, sau și mai rău este să-ți moară copiii în brațe. Atunci da, este greu. Așa, intervenții grele, mai deosebite, așa anul acesta a fost acea intervenție de la ieșire din Constanța cu cei doi soși, soție, acel domn care era coleg de-al dumneavoastră, ceva, un realizator de presă, ceva în parc așa, de pe la alt trus de presă, cel domn care a ratat intrarea de pe autostradă, bănuiesc că a vrut să întoarcă, să taie linia dublă continuă. Din spate au venit alt conducător auto care conducea regulamentar, dar a încercat să le evite pe acest domn, dar n-a mai reușit, l-a izbit în plin și impactul a cauzat decesul lui. Și o zi sau două mai târziu, soția acesteia a decedat în reanimare la Spitalul Județean Constanța. Acela a fost un caz mai deosebit, pentru că, vă dați seama, au murit amândoi și, efectiv, dintr-o neglijență. Mă gândesc că după toate cazurile pe care le-ați văzut în aceste două decenii de experiență, ați putea să le, nu știu, transmiteți câteva recomandări șoferilor, nu știu dacă sfaturi, dacă dumneavoastră, de exemplu, conduceți cu viteză, depășiți des viteza când mergeți cu mașina personală? Bine, arătați-mi mie un șofer care nu depășește viteza. Nu, mă gândesc așa, că după ce vedeți atâtea accidente, probabil că aveți tendința de a călca mai puțin accelerația. Problema nu este neapărat întotdeauna din cauza că ai călcat accelerația. Problemele sunt diferite. E funcție și de starea carosabilului și de cum menții viteza la un, și cum te adaptezi la starea carosabilului. După aia, atenția la volan contează foarte mult, anticiparea, deci întotdeauna, deci trebuie să fii atent la ceilalți participanți la trafic. Așa, după aia autovehicul, dacă ai un autovehicul bun care, deci, este pus la punct, mergi cu el în serviciu, îi faci verificările, știi despre ce este vorba. Deci sunt foarte mulți factori. Nu întotdeauna din cauza că a avut viteză s-a și produs accidentul. Nu, nu. Mai sunt și alți factori care pot să producă. Deci și la o viteză mică se poate produce un accident urât. Bun, în dotarea, nu, de multe ori în cazuri speciale se apelează și la un elicopter, din câte înțeleg eu. Care este procedura pentru acest lucru? Procedura pentru elicopterul SMURD este în felul următor. Toate intervențiile pe acest elicopter se realizează de către Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța. Ei gestionează activitatea, urmând ca și noi apoi să luăm absolut toate datele și evenimentele, apoi să le raportăm și noi la rândul nostru. Medicii sunt de la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Constanța, de pe elicopter. Am înțeles. Și în funcție de gravitatea cazului și distanța, deci distanța de la unitatea spitalicească și până la caz, așa, sau, spre exemplu, accesul. Dacă accesul este mai greu până la victimă, atunci se ridică elicopterul. Deci medicul coordonator ridică elicopterul și îl trimite. Deci de obicei în vara, în zona plajelor sau în afara județului, dacă e o distanță și, v-am spus, cazul este grav și distanța este mai mare de, să zicem, un 30, 40, 50, 60 de kilometri, că avem granița în partea aceea, limita la graniță până la Ostrov, în partea undeva la 120 de kilometri, deci automat se trimite elicopterul cu medic. Diferența dintre vară și toamnă, iarnă, în ceea ce privește această activitate, este mare? Mă gândesc că vara aveți mult mai multe cazuri în care interveniți.
Adică noi cel puțin serviciul de descarcerare în ultimul timp la numărul de accidente a scăzut. Bine, asta este clar că datorită deschiderii noului tronson de autostradă. Deci autostrada aia, chiar a dus la scăderea numărului de accidente. Da, se simte. După aia colegii de la poliție care ies tot timpul și supraveghează și ați văzut că sunt aduși și alți polițiști din țară și sunt foarte mulți pe timpul verii și aceștia chiar își fac treaba și de asta deci nu se mai întâmplă așa de multe accidente. Am înțeles. Deci nu este o diferență foarte mare. Mă gândeam că vara aveți mai încă. Nu. Înainte da. Înainte era. Dar acum, deci de vreo 5 ani de zile, să zic așa, nu, deci chiar a scăzut numărul accidentelor și mai ales numărul accidentelor grave, mă refer, grave, care să fie nevoie și de noi. Așa, da. Ele sunt, dar am înțeles, acum noi avem mai puține mai intervenții. Da. Angajați aveți îndeajuns la Smurd? Vine lumea să muncească aici sau nu vine? De ce zâmbiți? Chiar avem foarte mulți colegi de-ai noștri care vor să meargă să intervină, de să fie pe ambulanțe sau la descarcerare. Așa, știu că sunt foarte mulți doritori care vor să vină să facă voluntariat pe ambulanță, la noi la descarcerare nu se poate, pentru că noi suntem angajații inspectoratului. Așa, deci cadre avem, pregătite sunt, mai ales că s-a deschis și centrul de pregătire Smurd aici la noi în Constanța și într-un viitor apropiat toți cei care suntem la pompieri va trebui să avem toți această pregătire de acordare a primului ajutor și de a interveni în astfel de situații. De ce ar vrea lumea să facă voluntariat, de exemplu, pe ambulanță? Ce spun oamenii care se duc acolo? Sau nu aveți un feedback de la ei? Nu, deci din ceea ce știu eu, sunt colegi care au terminat școlile de asistenți, sunt colegi care sunt în anul 3-4 de facultate la medicină, și vin pentru că, în primul rând, pentru că vor să ajute, deci sunt cei care vor să ajute, să implice și după aia aici au ceva de învățat care pe viitor le va folosi. Da, interesant. Mă gândesc că ar putea să ducă în alte părți să muncească pe salarii mai mari, dar asta poate că este. Da, dar aici este vorba de voluntariat, discuție. Deci nu, deci da, nu. Da, nu, știu că e voluntariat. Din ceea ce știu, că ajung în acest sistem până la serviciul județean de ambulanță sunt foarte mulți voluntari și mai există un număr imens de cereri care sunt în așteptare. Deci pentru voluntariat. Deci vor să învețe și vor să ajute. Câte dintre persoanele pe care le salvați vă sună și vă spun mulțumesc pentru ajutorul dat, mulțumesc că ne-ați salvat viața? N-am pățit-o niciodată. Niciodată până acum? Nu. Sincer, întrebarea am citit-o într-un ziar, într-un interviu pe care l-ați dat acum vreo 4-5 ani și m-am gândit că în acești 4-5 ani s-ar fi întâmplat. Probabil că oamenii am fost amenințat, da, am mai pățit-o, dar și amenințat? În ce situații, domnule? Deci am avut niște probleme prin februarie, mi se pare, o domnișoară cu un BMW alb la intrare la Mamaia, a pierdut controlul. Așa, a pierdut controlul autoturismului, a intrat lateral într-un copac și a fost piciorul stâng, a fost prins în prag, deci pragul de la autoturism a venit peste piciorul ei din cauza impactului. Noi am ajuns foarte repede acolo, dar domnișoara, de într-adevăr am înțeles-o, durerile erau foarte mari. Așa, era agitată și noi acolo aveam o poziție foarte urâtă în a lucra cu aceste scule. Ele sunt destul de mari și au o forță destul de puternică, dar noi trebuia să
Să vă dau un exemplu așa, deci noi trebuia să reparăm setul motor, dar undeva pe la țeava de eșapament. Deci cam așa trebuia să intrăm pe la țeava de aici, prin țeava de aici, pe să ajungem să reparăm setul motor. Deci era, nu, n-a fost imposibil până la urma urmei, dar a durat ceva timp intervenția, vă dați seama, au venit rudele, au venit prietenii, erau acolo acei curioși care uneori se bagă în seamă și uneori vorbesc ca mulți, nu știu despre ce vorbesc. Și la un moment dat a apărut așa o stare de conflict. Am reușit să mă înțeleg până la urmă cu tatăl acestei domnișoare și în cele din urmă, într-adevăr, a durat, intervenția a durat undeva la, să zic, cam la 2 ore. Mi-era frică să nu intre în șoc hipotermic, dar în cele din urmă am reușit și i-am scos piciorul. A fost transportată la spital, m-am dus după aia, m-am interesat bine, m-am întâlnit și cu tatăl fetei care și-a cerut scuze. Așa, i-au dat lacrimi și-a cerut scuze. Îl cred în situația lui, deci dacă mă pun în situația lui, îl cred că e copilul lui și asta era. Și am aflat și asta mi-a plăcut că domnișoara deci a scăpat bine și chiar nu a avut nicio fractură, nicio... Da. Noi credeam că are piciorul fracturat, dar nu, deci am scos-o perfect și a fost totul ok. Am înțeles ultima întrebare din această emisiune care s-a terminat practic. Mergeți des la spital să urmăriți ce fac pacienții pe care a salvat? În cazurile mai deosebite, da, merg. Și mai ales când e vorba de copii sau... Da, da, deci chiar mă duc și mă interesez. Întreb, deși fișa postului nu duc, vocea de acest lucru. Nu. Bine, nu mă duc să mă arăt, să vorbesc cu ei, să... Nu, numai mă duc și mă interesez sunt... pe secțiile unde sunt internați, mă duc și mă interesez. Ce traumatisme au fost și cum, în ce stare se află. Da, mă duc și mă... Chiar la foarte mulți mă duc și mă interesez, da. Interesant. Da. Bun, mulțumesc pentru prezența la emisiune și dumneavoastră. Vă aștept și cu altă ocazie să discutăm puțin mai pe larg despre ISU și toată activitatea de acolo. Mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămânesc România TV.